Bine ați revenit, ca de obicei, să revedem ultima întrebare. Trenul cu care călătorește de obicei ajunge în gara cea mai apropiată de casa lui la ora 6. Tot atunci ajunge la gară și soția lui, venind de acasă cu mașina, îl ia de la gară și îl duce acasă. Presupuneți că soția lui pleacă în fiecare zi la aceeași oră de acasă, în așa fel încât să ajungă exact la 6, la gară, și că ea conduce mașina tot timpul cu aceeași viteză. Într-o zi, navetistul pleacă mai devreme de la lucru, își termină lucrul mai devreme și, fără să-și anunțe soția, ia primul tren pe care îl prinde în gară și ajunge de data asta în gara la care coboară la ora 5. Și pentru că vrea să facă un pic de mișcare, el pleacă imediat spre casă, pe jos, pe același traseu pe care circulă și soția lui cu mașina. După ce merge câtva timp pe jos, vede mașina condusă de soția lui, îi face semn, ea oprește, el urcă în mașină, se întorc imediat și pleacă spre casă. Și în acest fel ajung acasă cu 10 minute mai devreme decât de obicei. Și întrebarea este, cât timp s-a deplasat navetistul pe jos? Aspectul interesant al acestei întrebări este acela că răspunsul se poate găsi dacă ne gândim mai degrabă la rutina soției navetistului decât la ceea ce face el. Avem trei informații importante pentru a găsi răspunsul. Prima, știm că ea ajunge la gară întotdeauna la ora 6. A doua, știm că ea se deplasează tot timpul cu aceeași viteză. Și a treia, știm că în ziua despre care vorbim, ea ajunge acasă cu 10 minute mai devreme decât de obicei. Ajung amândoi, evident, dar pe noi ne interesează, după cum v-am spus, ce face ea ca să putem găsi răspunsul. Din a doua și a treia informație rezultă că ea a câștigat 5 minute la dus și 5 minute la întors, pentru că e vorba despre 10 minute în total și s-a deplasat tot timpul cu aceeași viteză. Dar dacă a câștigat 5 minute la dus, înseamnă că s-a întâlnit cu soțul ei cu 5 minute mai devreme decât de obicei, adică în loc de ora 6, la ora 6 fără 5. Și abia acum ne trebuie o informație despre el. Știm că el a plecat de la gară pe jos la ora 5. Și dacă s-a întâlnit cu soția lui la 6 fără 5 sau 5:55, cum spune generația digitală, înseamnă că a mers pe jos 55 de minute. Și acesta este răspunsul la întrebarea noastră. Dar acum putem verifica dacă datele problemei sunt plauzibile. Pentru că putem calcula raportul dintre viteza automobilului condus de soție și viteza medie cu care s-a deplasat navetistul pe jos. Gândiți-vă că el a parcurs pe jos de la gara spre casă în 55 de minute, distanța pe care ar fi parcurs-o soția lui cu automobilul în sens invers în 5 minute. Și deoarece mișcarea uniformă, timpul necesar pentru a parcurge o anumită distanță, este invers proporțional cu viteza, înseamnă că viteza automobilului este de 55 împărțit la 5, adică de 11 ori mai mare decât viteza cu care s-a deplasat el pe jos. Iar acest lucru este perfect plauzibil pentru că o deplasare relaxată pe jos se face cu o viteză în jur de 4 km pe oră, ceea ce ar însemna 44 km pe oră pentru viteza automobilului, o viteză perfect plauzibilă pentru o deplasare în localitate. Întrebarea de azi este tot despre mișcări, despre deplasări, dar e foarte diferită de cea de data trecută, pentru că acum, după cum veți vedea, e clar că știm tot ce trebuie ca să găsim răspunsul. Problema este cum ajungem la acest răspuns. Trei frați, Alex, Bogdan și Cristi, au o motoretă, una singură,
dar care poate duce două persoane cu viteza de 40 km pe oră. Într-o zi, cei trei primesc un telefon de la un prieten, mecanic, care are un atelier la distanța de 28 de kilometri de casa în care locuiesc cei trei frați. Și prietenul lor le spune că are nevoie cât mai repede de trei persoane, deci are nevoie de toți trei, care să-l ajute să mute un banc de lucru foarte greu, așa că îi roagă pe cei trei frați să vină cât mai repede la atelier. Știind că Bogdan și Cristi sunt sportivi și pot alerga pe distanțe relativ lungi de mulți kilometri cu viteza de 10 km pe oră, care este timpul minim în care pot ajunge toți trei la atelier, folosind evident doar motoreta și faptul că doi dintre ei pot alerga pe distanțe lungi, așa cum v-am spus. Mai vreau să vă spun să nu vă lăsați descurajați de faptul că această întrebare seamănă cu o problemă de mecanică, de cinematică. Sigur că ea se poate rezolva folosind ecuațiile de mișcare din cinematică, dar frumusețea ei și motivul pentru care v-am prezentat-o în această serie, care, după cum știți, se adresează în primul rând logicii, gândirii, este acela că răspunsul poate fi găsit știind doar că în mișcarea uniformă, adică mișcarea care are loc cu viteză constantă, distanța parcursă de un mobil într-un anumit timp este proporțională cu viteza mobilului. Adică dacă un mobil are o viteză de 5 ori mai mare decât altul, atunci el va parcurge o distanță de 5 ori mai mare decât celălalt în același interval de timp. În final, vă mai spun o dată întrebarea: care este timpul minim în care cei trei frați pot ajunge toți trei la atelier? Succes! Pe săptămâna viitoare!